Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, pe DN17 Ilișești este în derulare proiectul Lucrări pentru punerea în siguranță a obiectivului de pe DN17, kilometrul 236+440, etapa a doua, aflat la un grad de execuție de aproximativ 85%. Pe fondul temperaturilor scăzute, constructorul Geiger Transilvania a procedat la asistarea lucrărilor și impermeabilizarea acestora. Pentru asigurarea unor condiții minime de trafic, dar și pentru evitarea ambuteiajelor pe timp de iarnă, pe 9 decembrie, antreprenorul a procedat la așternerea unor straturi de mixtură asfaltică. DRDP Iași subliniază că aceste lucrări au un caracter provizoriu, nefiind decontate prin contractul încheiat cu CNAIR DRDP Iași. Lucrările urmează a fi reluate și finalizate conform contractului, de îndată ce condițiile meteo vor permite acest lucru. În atenția conducătorilor auto, menționăm că, odată cu renunțarea la sistemul semaforic, traficul în zona de lucrări se va desfășura pe două benzi, cu o zonă mediană necirculabilă semnalizată corespunzător și cu instituirea unei restricții de viteză de maxim 30 de km pe oră. Cu această ocazie, facem apel la înțelegere din partea conducătorilor auto cu recomandarea de a adapta viteza la condițiile de trafic și de a respecta semnalizarea instituită în zonă, transmite DRDP Iași.